joacă o pastă. În 5 minute începe meciul, tu n-ai unde să-l vezi. Că nevasta e la Bravo Estil pe un televizor și copilul e la DSN pe celălalt. Nici Nelu de la 3 nu-i acasă. Ce faci, boss? Cum vezi meciul? Ha, nu te panică. Zic imediat după intro. Salut, eu sunt Vlad și astăzi o să vorbim despre cum poți să vezi televiziune online pe laptop, telefon sau pe tabletă. Astăzi vorbim despre soluția celor de la Digi, numită Digi Online. Și ceilalți operatori au produse similare, însă despre acelea în alte videoclipuri. Bun, vă arăt prima oară cum puteți să vedeți pe laptop, iar apoi vă arăt și pe telefonul mobil. Să începem! Ok, ca să accesăm interfața trebuie să deschidem un browser și să mergem pe digionline.ro. Deci stăteam și editam, la care observ că ai pornit Internet Explorer. Cum mă să pornești Internet Explorer în 2021, mă? Băi, ca și cum te-ai duce, mă, cu căruța pe autostradă. Te depășesc tot și-ți mai ieși bătaie, mă. Băi, hai, pornește-mă un Chrome, un Firefox. Doamne Dumnezeule! Aici accesăm secțiunea de login și trebuie să ne creăm un cont. Avem nevoie de codul numeric personal, o adresă de e-mail, un număr de contract sau un număr de factură, o parolă și trebuie să dăm înregistrare. În cazul meu eu am cont creat, astfel am să folosesc adresa de e-mail și parola pentru a mă loga. Odată logați, ne întreabă dacă vrem să vedem toate canalele sau doar canalele pentru copii. Am să selectez toate canalele și am accesat interfața. În partea de sus avem diverse secțiuni, precum primele două care sunt secțiuni de conținut la cerere, precum cea de la HBO Go, unde poți să vezi diverse filme și seriale. Însă trebuie să ții cont de faptul că pentru a putea accesa acest conținut trebuie să ai abonament la HBO. Apoi este secțiunea DigiPlay, unde avem diferite seriale și filme. Văd aici de la Epic Drama sau ceva de genul ăsta, nu știu, nu mă interesează, n-am accesat niciodată acest conținut. Și trecem la partea care ne interesează. Prima secțiune, filme, și găsim Film Now, Cinemax, HBO și așa mai departe, o grămadă de canale live cu filme. Din nou, bineînțeles, ca să poți să vezi HBO-ul, trebuie să ai și un abonament la HBO. Apoi secțiunea copii, unde avem foarte, foarte multe canale cu desene animate, de la Disney Channel, Cartoon Network, Nick Junior, foarte, foarte multe. Apoi tematice, unde sunt canale live cu documentare. Vedeți, avem Discovery, National Geographic, History Channel. Apoi secțiunea știri cu Digi24, B1 TV, România TV, Realitatea. Apoi secțiunea sport, secțiunea care ne interesează cel mai mult, unde avem toate canalele DigiSport, precum și Eurosport, LuxSport. În secțiunea muzică avem diferite canale precum MTV, Hit Channel sau Kiss TV. În secțiunea Lifestyle avem iară câteva canale interesante, precum Paprika, Travel Channel, HGTV, foarte ok. În generale avem Canal D, TVR1, în secțiunea externe avem CNN, Deutsche Welle, Duna TV. Ok, bun, ca să accesăm un canal, tot ceea ce trebuie să facem este să apăsăm pe el și streamul va porni. Am să pun pauză că nu doresc să primesc copyright strike. Bun, ce putem face aici? Putem să schimbăm rezoluția, vedeți avem 720p care este HD-ul de la televizoare, putem să schimbăm volumul și putem să facem imaginea full screen. Vă garantez că stream-ul merge foarte, foarte bine dacă ai o conexiune de internet cel puțin decentă și se vede excelent și se aude excelent. Deci nu vei avea nicio problemă să vezi aceste canale. Bun, ca să schimbăm pe alt canal, tot ceea ce trebuie să facem este din nou să dăm click pe alt canal și voilà, alt canal TV. La fel, se vede foarte bine, pornește imediat, streamul este absolut excelent.
Deci, simplu, intuitiv, haideți să trecem acum la partea de mobil. Pe mobil mergem în Play Store și căutăm aplicația Digi Online. Apoi o instalăm. În cazul meu eu o am deja instalată, astfel o deschid. Și ca să accesăm orice conținut, îmi spune că mai întâi trebuie să fiu autentificat. Mergem în colțul din dreapta sus, apăsăm pe omuleț și ne dă opțiunea de a crea un cont în caz că n-am creat sau să ne logăm. Ca să creăm un cont, este exact la fel ca pe partea de PC. Ok, ne logăm cu contul nostru Digi și am accesat interfața. Aici putem vedea toate canalele TV, exact la fel cum le vedeam și pe calculator, și putem porni orice canal. Foarte simplu, foarte intuitiv, merge excelent. Ce mai trebuie să știți este că aplicația este gratis dacă ești abonat la Digi. Ok, atât pentru astăzi, sper să-ți fi fost de folos, sper că te-am ajutat să nu pierzi meciul. Dacă da, dă și tu o bere virtuală abonându-te și de ce nu un like și un share, că na, nu dai de la tine. Până data viitoare, numai bine!